Cred că din momentul de față trebuie să ne gândim foarte mult la tot sezonul competițional intern. Cred că va fi un an iar foarte greu, așa cum au fost toți anii, pentru că orice început de an, mai ales când îl încep cum l-am început noi, nu l-am început bine. Se pare că va fi un an unde trebuie să suferim, unde trebuie să muncim foarte mult, să încercăm să-l facem așa cum am făcut în anii trecuți, unde, să zicem, singurul lucru pozitiv sau de care putem să vorbim pozitiv în momentul de față e acela că și anul trecut și acum 2 ani tot cam la fel am început și atunci aproape, așa că timp este, important e să ușor-ușor fiecare jucător, noi împreună cu toți care suntem aici să ne gândim la campionat, să începem să facem puncte, să câștigăm victorii și să mergem pe linia asta. Cam asta, energia toată pe care o are fiecare mental să mergem pe acest lucru, să uităm anul care a fost. Participarea noastră în cupele europene e o experiență pentru noi, cu toate că suntem dezamăgiți din toate punctele de vedere de ce s-a întâmplat. Probabil atâta putem în momentul de față, ăștia suntem și trebuie să recunoaștem, dar viața merge înainte. Avem sportivul totdeauna trebuie să accepte competiția, să accepte realitatea și după aceea, bineînțeles, a doua zi să o ia de la capăt, să lupte, pentru că viața merge înainte, suntem majoritatea sau toți suntem tineri, mai ales la noi și atunci trebuie să privești în față, să te duci, să fii încărcat cu energie, cu muncă, cu sacrificiu, tot ce înseamnă a munci în viață. Restul e normal, trebuie să acceptăm criticile care sunt la adresa noastră, pentru că, într-adevăr, e un moment în care noi nu, când nu faci bine, e normal să vină și aceste critici. Tot trebuie să le accepti, trebuie să te uiți după aceea, să te uiți la muncă și să încerci să schimbi lucrurile. Cam asta e. Întâlnim un adversar, meciul de mâine, un adversar și el tânăr, talentat, cu un antrenor cu o organizare foarte bună, o echipă care are tehnică, are viteză, are un joc frumos și sperăm să o facem mai bine ca ei, pentru că de mâine ne gândim la rezultat, ne gândim la victorii și jucăm acasă și bineînțeles că gândul nostru e numai unul singur, acela de a câștiga meciul, de a lua 3 puncte și să începem să ne focusăm pe campionat. Respectăm mult Craiova pentru că are arătat și începutul acesta de campionat că are calitate și tehnică multă în echipă. Au un fotbal de o organizare destul de bună de cât a venit antrenorul italian Mangia, de când a venit le-a pus mai multă organizare în jocul fără minge. Spericuloși și sperăm să facem mai bine ca ei, că jucăm acasă și avem nevoie de puncte. Dacă nu, oricum, campionatul e lung, deja ne mintea noastră și mintea mea și la toți să mergem să ne conectăm la tot ce înseamnă campionatul intern, lupta internă. Cine? Când vorbim de noi, primul lucru care cred eu că e mintea voastră și la tuturor și a mea și la oricare, deja am început să avem jucători ca peste toți, la toate echipele, jucători care au trecut pe la noi, care au făcut bine și care au ajuns sus. Ne bucură, lucrul ăsta ne bucură pe noi, asta e, suntem formatori, vom rămâne formatori, suntem și vom face lucrul ăsta în continuare. Chiar dacă ne asumăm anumite riscuri, cum totdeauna vă spun, când faci aceste lucruri, bineînțeles că ți-asumi anumite riscuri și riscurile sunt acelea care le vedeți în momentul de față, când nu ai rezultat. Și bineînțeles vin criticile sau vin lucruri care mai puțin plăcute, dar asta e, trebuie să le acceptăm. Pe Băluță cum l-ați caracterizat? Eu vorbesc de jucătorii mei, da. Băluță e periculos, e un jucător, are tehnică, are viteză, dar mă gândesc la jucătorii mei. Cum ați reușit să-i montați pe băieți după meciul cu Salzburg, având în vedere timpul scurt? Dar nu e nimic de montat, sunt 2 zile în care trebuie să strângi energia, tot ce ai mai bun. Fiecare om are energie multă și trebuie să o strângi ca să poți să te duci. Corpul uman are resursele infinite,
și atunci trebuie să recurgi la ele. Vom vedea la cine o să, cum facem formația, ce jucători să-i punem, pentru că cu siguranță când jucăm așa e normal să apară probabil anumite schimbări. Vom vedea starea jucătorilor, mai avem o zi până mâine și vedem. Nu fac eu formația acum, o să o facem în ziua meciului. Pentru noi începe campionatul cu Craiova, cu meciul de acasă. Tot obiectivul, focusarea noastră trebuie să fie pe campionat. Să încercăm să facem bine, să ne luptăm în acest an de a ne vedea la anul în prima ligă și, bineînțeles, de a merge cât mai sus, cum am făcut și anul trecut, meci de meci la victorie, să începem să ne gândim pentru fiecare meci, să încercăm să-l câștigăm.